Sub pretextul că în România nu există în acest moment nicio taxă de poluare, se reintroduce taxa pe mediu, în pofida angajamentului din programul de guvernare că nu se vor introduce taxe noi. În acest moment în România nu există nicio taxă de poluare pentru emisiile de dioxid de carbon. De-a lungul timpului au existat mai multe încercări de a fi introdusă o astfel de taxă sub diferite nume, taxă auto, taxă de poluare. Astfel va fi reintrodusă taxa de mediu în pofida angajamentului din programul de guvernare că nu se vor reîntoarce taxe noi. Mehedințenii nu sunt de acord cu reintroducerea acestei taxe. Ce părere aveți despre reintroducerea taxei de poluare auto? Ei, păi s-o facă dublă. S-o facă dublă, că nu așa ne vrea. Noi avem bani. Dacă a fost odată și ori reintrodusă din nou, înseamnă că e bine. Înseamnă că au simțit că au rămas fără bani acum, da? Și o reintrodusă din nou. Le veniseră bani pe țeavă atunci și au retras-o, da? Și acum o băgară din nou că nu mai au bani. O prostie. Nu știu cum să mai ia banii oamenilor și asta face PNL-ul. Programul de guvernare al Alianței de Dreapta precizează la pagina 5 că nu vor fi introduse noi taxe, iar premierul Câțu și-a asumat acest angajament. România are una dintre cele mai reduse pondere ale veniturilor fiscale în PIB din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, coaliția nu va majora sau introduce noi impozite și taxe. În ciuda acestor promisiuni, se pare că noi taxe pe care românii trebuie să le plătească vor fi introduse în curând.